cel mai bun atacant din ultimii 10 ani, care a evoluat sub culorile alb-albastre ale echipei Mușcelul Câmpulung, Simon Mazarache, este tot mai aproape de un transfer la una dintre cele două formații, CSU Craiova sau Metalul Reșița. Primii care s-au arătat interesați de jucător au fost oficialii clubului din Bănie, care la sfârșitul anului trecut au și luat legătura cu omologilor de la Câmpulung privind situația contractuală a jucătorului. Din surse sigure, dar care au dorit să-și păstreze anonimatul, am aflat că Mazarache ar urma să se alăture echipei de primă ligă în cel de-al doilea cantonament, care va avea loc în Turcia. Mușceleanul ar urma să se pregătească sub comanda lui Sorin Cârțu timp de 10 zile, în acest sens atacantul fiind nevoit să-și facă pașaport pentru a putea însoți echipa în Antalya. De asemenea, Simon Mazarache mai are oferte de a se transfera și de la alte echipe de Liga a doua. Cea mai interesantă, atât pentru jucător cât și pentru clubul mușcelean, a venit din partea echipei Metalul Reșița. Ocupanta locului 3 din seria a doua a Ligii a doua are ca obiectiv în acest sezon promovarea în prima ligă, astfel gruparea din Valea Domanului este în căutarea unui atacant de calibrul lui Mazarache. Eu mai am contract cu Mușcelul încă un an jumătate, dacă oferta e bună atât pentru club cât și pentru mine, merg acolo unde spun oficialii clubului mușcelean. Trebuie să fiu corect și să recunosc, Mușcelul m-a readus în atenția echipelor mari. Corect ar fi ca și clubul să încaseze ceva pe mine, dacă nu se realizează nimic, nicio problemă. Rămân să dau goluri la Câmpulung cel puțin până la vară și apoi vom vedea. Avea să ne spună actualul goalgetter al echipei Mușcelul Câmpulung. Până una alta, Simon Mazarache va pleca sâmbătă în cantonament cu echipa la Cabana Voina, acolo unde mușcelenii vor efectua un stagiu de pregătire montan timp de 10 zile.